Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, poate vă amintiți de anunțul de angajare pentru persoană energică și cu inițiativă care să sperie pescărușii în faleze din Anglia, da, îmbrăcat în vulturi. S-a găsit. S-a găsit? Da, s-a dat slujba ideală, vă spun, deci a câștigat un puș din zonă. Wildby este zona, înțeleg că este faimoasă, se duc acolo oamenii la soare, la nu știu ce. Primește 15 lire pe oră ca să alerge după pescărușii din fața unui restaurant din zonă, în timp ce e îmbrăcat în vulturi. Trebuie să alerge să ia. Da, e practic 15 lire pe lei. 120 de lire pe zi. La o adică, dacă e să alerge 8 ore. Are avantajul că, atunci când plouă, nu e deranj. El doar stă. Da. Și zic că dacă doar dă din aripi, nu merge pescărușii, s-au obișnuit deja, trebuie să se agite. Ba, chiar câțiva l-au și atacat. Se întâmplă. Adică să... O să vedem, nu te atacase la live pe plajă o pasăre, nu mai știu ce. Ba da, își proteja cuibul, dar era ceva, nu era pescăruș. Era ceva mai mic, că dacă era pescăruș, mic, foarte rău. Nu mai erai cu noi. Nu mai ții minte. Da, mă, nu mai scăpa de ea. Avea cuibul. Așa? De ce te alesese pe tine? Bă, eu treceam prin zonă. Nu, a atacat toți trecătorii. Era cel mai vizibil. Ea avea un perimetru. Era cel mai ușor de nimerit. Avea un perimetru la vreo 10 metri, să zic. Așa? Și deci, practic, dacă intrai în zonă, intra în alertă și venea și te ataca puțin. Ca bilegia turiștii care își ocupau loc de cearșaf. Exact. Vremuri, da. Știi? Și dacă te apropiai, deveneau agresivi. Da. Bun, revenind la dânsul, problema, știți, ați înțeles care este, cu sunt niște pescăruși hoți, interlopi hoți. Toți sunt. Da, fură mâncarea de la golani, de pe terasă. Fură mâncarea direct de la turiști, adică da, și sperie turiștii care stau pe terasă la soare și se bucură și ei de ce mâncare se pot bucura în Anglia, adică prea multă bucurie nu e. Fish and chips. Da, cam atât. Păi de asta și vine fură pescărușii. Și acum au angajat acest vultur uman. Să alerge printre mese. Da, și eu mă întreb ce simte bietul turist în timp ce stă liniștit și savurează cu tristețea de rigoare mâncarea lui englezească și vede că e șarjat de dihanie oarecum bipedă, răcnind. Da, îmbrăcat într-un soi de vultur de desene animate. Adică știi cam ce este în sufletul tău? El zice că totuși turiștii se bucură și că a luat și bacșișuri. Într-o zi a luat 72 de lire bacșiș de la trecători. Dacă nu e cumva taxă de... Dacă nu e cumva taxă de protecție. Adică dar banii să fie lăsați în pace. 72 de lire și cu ce mai încasează salariu? Ăsta e băiat de 1000 de lei pe zi. Da, vezi? Păi nu că vezi, am plecat. Nu mai vreau alți vulturi. Să căutăm porumbei pentru tine acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.